La intrare, de obicei, prezentăm această fotografie. De ce? Pentru că arată o lume multicoloră. Știm cu siguranță, el a fost un evreu, un proprietar de fabrică de cărestea. El a fost un bustin cu siguranță. Avem aici și români, și țigani, și tot ce vrei. Deci este o lume, într-adevăr, multicoloră. Este 1908, la Sovata. Și am vrut să arătăm că și noi, ca și comunitate, ca și membrii ai comunității, erau prezenți printre ceilalți, ca și ei, sau diferiți de ei, dar ca și ei. Aici sunt, este începutul comunității din Târgu Mureș. Pentru asta trebuie să vă spun că evreii vin în mare masă în Transilvania, atenție, nu în regat, în fostul regat, în secolul 17, când principele Bethlen le permite evreilor să se stabilească în Ardeal. Prima dată merg lângă Alba Iulia și de acolo se răspândesc în Transilvania. Sunt evrei de origine sefardă, deci vin din Imperiul Otoman. Și la Nazna, aici, la vreo 10 km de Târgu Mureș, va fi a doua cea mai mare comunitate evreiască din Ardeal. Așa de mulți, mai avem niște pietre tombale deosebit de frumoase din secolul 18-19. Și sunt așa de mulți încât își construiesc nu o casă de rugăciune, ci o sinagogă din lemn. Știm cu siguranță din descrierile epocii, era pictată, avea etaj pentru femei, așa cum ați văzut și acolo, era mică, dar cu rugăciuni de mulțumire pentru cei care i-a acordat terenul pe care i-a putut să fie ridicată sinagoga. Din păcate, fiind din lemn, vremea și-a spus cuvântul și în anii 20, secolul 20, nu mai există. Dar cineva a luat niște piese din sinagogă, le-a dus la Budapesta și de acolo cu aceste două mânuțe am adus această piesă care este poate cea mai, una dintre cele mai importante, pentru care are 200 de ani. Este din plafon, din acoperiș, din plafon, este pictată, se vede urma picturii, este o săgeată, pentru că reprezintă, sus erau zodiacul și asta este săgetător, Kislev, în limba ebraică. Deci sunt noiembrie-decembrie, cam așa corespunde. Vreau să vă spun că am amenajat acest mic muzeu nu ca să ne plângem de Holocaust, nu ca să ne plângem de pierderile noastre, sunt implicit este aici, dar am vrut să reconstruim în viața noastră de zi cu zi. Și de aceea încercat să reconstituim acest colț de cameră de mic burghez, cu pianină, cu secretar, cu... Aici avem o sobă, este sigur evreiască, pentru care steaua lui David, dacă vedeți acolo pe în față. Acolo avem o ladă de cărbuni sau de lemne, pentru că gazul a fost introdus în Târgu Mureș în anii 30. Aparat de fotografia, telefon, întreb copiii de obicei care vin că ce este asta și habar n-au ce este. Este deschizător de scrisori. Ah, cuții de hârtie. Cuții de hârtie și atunci spun că este un deschizător de e-mail-uri, pentru că astăzi nu se mai scriu scrisori. Ăsta iarăși întreb copii ce este și tot habar n-au. Este un încălzitor de pat. Se punea jar sau apă caldă, se punea în pat și încălzea ziare de epocă. Uitați-vă la acest scaun. Aici, da? Da. Nimic interesant. Scaunul este acolo. Și astfel ni se deschide o cameră virtuală, se mărește muzeul și această cameră nu este o minciună, pentru că reprezintă întâmplător familia mea. Când designerul mi-a spus să aducem fotografii din care să aleagă și să facă muzeu. Și am adus mai multe poze și el a ales această poză care reprezintă, este străbunicul meu, este maică mea, care trăiește și astăzi, are peste 99 de ani, cu care a fost făcut interviu, pe care probabil da, l-am văzut, da. Sunt verișori de-a ei, din care trăiesc numai cei doi, trăiesc în București. Una este jurnalistă de 85 de ani și este activă la Realitatea Evreiască, la Gola Moșeva. Dacă sunteți jurnalistă, poate îi vedeți numele. Și el este 83 de ani și el 85 de ani. Aici avem haine de rabin,
așteptarea sâmbetei cu acest cozonac tradițional, când este binecuvântarea de sâmbătă, de vine seara, se aprind lumânările, se dea o cupă de vin și începe sabatul. Uitați-vă la imaginea aceasta, este intrarea principală în sinagogă, pe care ați vizitat-o adinea, suntem în sinagogă, are loc o bar mitzvah, adică majoratul acestui băiat ajunge la 13 ani și înseamnă că devine major. Poate să stea la sinagogă, să citească din Tora, deci el devine membru al comunității, nu mai este copil, este considerat adult. În citește din Tora, este un moment deosebit când ești chemat să citești din Tora în fața comunității. Uitați-vă la Tora, uitați-vă la cel arătător, este aici și aici. Deci am coborât din lumea virtuală înapoi în lumea reală. Deci aici este iarăși este partea religioasă, că aici avem Talmudul care explică în 53 sau 4 de volume ce scrie în Tora. Este imposibil de înțeles pentru cineva. Evreii religioși studiază o viață întreagă Talmudul și sunt bine mersi, nu merg din armată, în Israel. Este cartea Estere, este prima carte care vorbește despre, practic, despre genocid. Când în Persia Antică, în timpul lui Xerxes, un bărbat rău pe nume Haman, când pomenim acest nume, dăm amintirea să fie ștearsă, a vrut să-i ucidă pe evrei pentru că au altă religie, sunt alții decât noi. Vine Estera, care va deveni soția împăratului și va salva pe evrei. Și în cinstea ei se fac o sărbătoare veselă, Purimul, care este cam când este Fașanul, când e carnavalul la creștini, cam la sfârșit de februarie-martie, cam așa. Și îmi place această sărbătoare, pentru că aici se spune că trebuie să bei vin și atâta vin să vezi dublu.